Pentru că astăzi ne-am confruntat cu o situație fără precedent, cel puțin de când lucrez eu în spital de aproximativ 19 ani, nu am mai văzut o astfel de situație. Și anume, un număr de aproximativ 400 de pacienți așteptau să-și facă programare pentru efectuarea de analize medicale la laborator. Este o problemă care cred că am gestionat-o corespunzător, dar este strict legată de către apariția bugetului pe anul 2019. Având în vedere că președintele României nu a promulgat bugetul de stat, Casa de Asigurări de Sănătate a județului nu a putut repartiza sume către laboratoarele private. Din această cauză, niciunul dintre laboratoarele private de analize medicale din oraș nu au putut face programări pentru pacienți. Și toți acești pacienți s-au îndreptat către Policlinica Bistrița. Au fost incidente cu cei 400 de oameni? Bine, acum incidente medicale, în primul rând, nu au fost și, bineînțeles, au fost oameni nemulțumiți. Dar nu nici incidente violente, să zicem, și nici medicale, mai ales. Ne mulțumiți că sunt timpii de așteptare foarte lungi. La 400 de persoane, vă dați seama, să treacă printr-un ghișeu de programări durează un pic, dar... Au fost programați 390 în total și au fost puși pe o listă de așteptare încă vreo 60 până la momentul în care eram eu în policlinică, astfel încât în cazul în care se suplimentează fondurile sau dintre cei 390 poate unii au analize mai ieftine și mai poate să rămână bani, să-i chemăm și pe aceștia tot în martie. Deci 390 la capacitatea maximă? 390 e capacitatea estimată. Estimată pe dar, cum a zis și domnul director, nu putem estima exact, nu putem calcula exact valoarea. Noi primim o valoare în bani, ca să o transformăm în număr de pacienți, nu putem să facem lucrul ăsta decât să estimăm. Dacă vor rămâne și peste 390, poate mai mult, o să-i chemăm cu prioritate pe cei care au fost astăzi.